Sunt foarte mulțumit de rezultatul acestui remarcabil efort instituțional și științific pe care l-a făcut atât Muzeul Național de Artă Contemporană, cât și juriul invitat de noi din țară și din străinătate. În juriu au fost 11 specialiști în istoria artei recente, directori de mari instituții muzeale, curatori independenți, care au avut prilejul să lucreze cu un număr impresionant de dosare, cam 450-500 de dosare de aplicație. Și din câte mi-am dat eu seama, cred că asta este inerția de mișcare a artei, a scenei artistice din România. Deci, poate peste acest număr pe care tocmai l-am spus, dacă mai veneau vreo 50-60, cu asta ne dădeam sufletul. Deci cam acolo ne aflăm. Pentru că e nevoie de un anumit, să spun eu, context și de o anumită concordanță de factori ca să poți fi un artist care să-și pună problema apartenenței la canonul artei contemporane și apartenenței la o colecție de prestigiu, cum e cea a Muzeului Național de Artă Contemporană. Acum, felul cum s-au filtrat lucrurile se poate consulta, sunt publicate structurile de regulament ale acestei sesiuni de achiziții și este, cred, o lectură instructivă, pentru că, de fapt, este o descriere a unei grile de criterii care, până la urmă, definesc ceea ce înseamnă să fii un artist contemporan semnificativ în România secolului 21. Oamenii care au fost achiziționați, lucrările care au fost achiziționate, răspund acestui set de criterii, care nu sunt doar criterii de ordin estetic, ele sunt și criterii de ordin etic, ele sunt criterii de ordin ideologic, pentru că, de pildă, este un element foarte important să fi făcut parte activă dintr-o comunitate artistică, să fi mediat între fenomenul cultural și marele public, să fi făcut parte dintr-un grup de artiști. Deci, dincolo de efortul solitar în atelier, noi am încurajat această imagine a artistului public, a artistului angajat social, după cum am încurajat și vom încuraja în continuare această reflexie asupra propriei identități și asupra propriului discurs, prin faptul că am cerut în mod, cum să spun, delicat, ca artiștii să se uite la procesul creativ și, în măsura posibilului, să-și sprijine aplicațiile cu material documentar care să vorbească despre felul lor de a produce artă. Nu se poate scrie istoria artei postbelice din România cu aceste 180 de lucrări, dar există pietrele de traversare, ca să zic așa, și de aici încolo cred că colecția muzeului și expoziția permanentă a colecției la care lucrăm în momentul de față nu vor avea decât de câștigat. Orice modalitate de a îi forța pe artiști să se uite la ei înșiși și de a-i stimula să se prezinte într-un mod competitiv este un mare câștig. Deci, înainte de a ne uita la câștigul financiar, trebuie să ne gândim la câștigul de ordin profesional. Artiștii trebuie să aibă deschiderea mentală, să se supună unei analize și unei judecăți care nu se încheie totdeauna bine. Dar asta este lumea în care trăim. Când, repet cifrele, ai 2 milioane buget de achiziții și solicitările însumează 40 de milioane, cred că concluziile sunt simple. 38 de milioane nu vor fi satisfăcute.